spune-mi ce vreau să aud. Aud, aud, când adevărul e crud, crud, crud. După ce au fost surprinși în plin scandal, Mădălina Ghenea a făcut și prima declarație. Vedeta a postat un mesaj ce pare a fi dedicat iubitului său. Faptele înseamnă mai mult decât vorbele. Nu contează cât de educat, talentat, bogat sau cult te consideri, felul în care tratezi oamenii spune tot. Integritatea este totul. Ce mă fac cu tine de azi? M-am certat cu tine de ieri. Nici nu știu cât timp mi-a rămas. Cu toate acestea, surse din restaurantul în care cei doi se aflau au declarat că nu ar fi fost vorba despre o ceartă. Se pare că Mădălina și Matei nu au avut altceva de discutat decât un plan al unei noi locuințe. Cei doi îndrăgostiți ar vrea să-și cumpere două apartamente, fiecare cu al lui, dar pe care să le unească. Mădălina și Matei au venit în restaurant, dar nu pentru o cină obișnuită. Aveau pe masă planul unei case și vorbeau despre achiziționarea ei împreună. Chiar și surse de la o agenție imobiliară confirmă planurile acestora. Ei caută două apartamente pe care să le unească, fiecare cu investiția lui. Și asta nu e tot. Apropiații cuplului au avut și ei ceva de declarat. Mădălina și Matei locuiesc împreună cu micuța. Își doresc o locuință care să fie a amândurora.